alergăm de nebuni, ne așteaptă noi iubiri prin lume, însă tot legat de iubire este și subiectul nostru din această seară, pentru că într-o lume cu care e în continuă schimbare, multe cupluri se confruntă cu această problemă legată de a-și întemeia o familie, de a avea un copil. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, fertilitatea atât a bărbaților cât și a femeilor începe să scadă, iar în această seară alături de noi pentru a lua acest fenomen și a lua punct cu punct, să vedem despre ce este vorba mai exact, este Ionela Anghelescu, doctor, medic primar în obstetrică, ginecologie cu supra-specializare în medicină reproductivă de la clinica Embryos, care o să ne ofere mai multe informații despre ce înseamnă infertilitatea, dar și sfaturi pentru cuplurile care se confruntă cu acest fenomen. Bună seara, bine ai venit, Ionela! Bună seara și bine v-am găsit! Mă bucur mult să te avem alături de noi. Intrăm direct în subiect. Cum ajungi să fii infertilă? Asta e o poveste foarte lungă, pentru că ar trebui să plecăm de la cauzele care produc infertilitate. În primul rând să recunoaștem că infertilitatea este o boală, este o afecțiune care împiedică apariția unei sarcini. Când, dacă un an de zile un cuplu încearcă natural acasă, spontan, să obțină o sarcină, nu apare sarcina, atunci putem spune că cuplul respectiv este infertil. Dacă vârsta pacientei este sub 35 de ani, dacă femeia este peste 35 de ani, deci iată, vârsta femeii este foarte importantă, deci dacă o femeie care are peste 35 de ani încearcă de 6 luni și nu obține o sarcină, atunci spunem că este o problemă legată de fertilitate și cuplul trebuie să facă investigații pentru a obține mai repede sarcina dorită. Deci nu este doar un mit că până în 35 de ani mai poți să faci copil și după 35 de ani e mai dificil. Sunt studii care demonstrează treaba asta. Cu siguranță, și e vorba de vârsta femeii care este direct corelată cu fertilitatea. Foarte important să știm că după 35 de ani ne scade rezerva ovariană, ne scade calitatea ovocitelor, îmbătrânim. Toate celulele noastre îmbătrânesc, din păcate. Din păcate. Este valabil și la bărbați treaba asta? Da, dar nu ne legăm de vârsta de 35 de ani. După vârsta de 40 de ani, la bărbați va scădea numărul de spermatozoizi, va scădea mobilitatea, dar nu așa dramatic cum scade fertilitatea la femei. După cum știm, femeile își epuizează rezerva ovariană și intră la menopauză. Lucru care nu se întâmplă la bărbați, ei vor produce spermatozoizi, dar într-adevăr de calitate mai scăzută, dar vor produce toată viața spermatozoizi. Păi am văzut Robert De Niro, care este la 83 de ani, tătic, și nu numai, sunt atâți artiști, Mick Jagger și așa mai departe. Putem să facem ceva în sensul ăsta, să prevenim infertilitatea? Păi ar trebui să fim conștiincioși, dacă putem spune că putem să fim conștiincioși, să avem copii cât mai devreme, cu cât suntem mai tineri, cu atât mai bine. Ar fi bine ca și femei să ne evaluăm fertilitatea. Este o analiză foarte simplă de sânge. Avem rezultatul într-o zi și se cheamă hormon antimiulerian. Putem să recoltăm oricând, și la 25 de ani, și la 30 de ani, și la 35 de ani, mai ales dacă știm că vrem o sarcină după vârsta de 35 de ani, este bine să ne dozăm rezervă ovariană, să știm unde suntem. Bineînțeles că noi nu o să știm să interpretăm ca și pacienți analiza respectivă și trebuie să ne adresăm unui medic să ne spună dacă suntem ok. Dacă vreți așa ca un parametru, putem să știm că dacă AMH-ul va fi peste 1, atunci rezerva ovariană este în parametrii optimi. Dacă este scăzută, ce se întâmplă atunci? Dacă este scăzută, nu înseamnă că femeia este infertilă și că nu va putea obține o sarcină, doar că intervalul în care fertilitatea este păstrată va fi mai mic. Am înțeles, deci trebuie să te grăbești un pic dacă într-adevăr îți dorești foarte mult. Stresul duce la infertilitate sau e un blocaj emoțional în relația dintr-un cuplu? Cu siguranță stresul, în privința relației, cu siguranță stresul va afecta. Stresul va modifica și secreția unor hormoni pe care noi îi avem în organism. Se cheamă prolactină, se cheamă cortizol, care vor împiedica funcționarea normală a ovarului. Femeia nu va mai produce ovulație și atunci, evident, că va avea impact asupra obținerii unei sarcini. Deci e în oarecare măsură valabil treaba asta, că ne stresăm foarte mult, ne dorim foarte mult și cu cât te stresezi mai tare și îți dorești copilul, cu atât s-ar putea să fie mai greu? Da, să zicem, se poate. Într-o mare măsură, să zicem, evident că stresul va influența
Am înțeles. Vorbim pe scurt despre ce trebuie să facă perechile care se confruntă cu infertilitatea de la prima vizită la medicul specialist până la momentul în care pacienta rămâne însărcinată imediat, pentru că alături de noi este Ionela Anghelescu, medic primar obstetrică ginecologie cu supra-specializare în medicină reproductivă de la clinica Embryos, să ne ajute cu toate informațiile, așa că rămâneți pe frecvențele noastre aici în Starea de Bine. Ascultăm un pic de Shakira, Waka Waka și ne întoarcem. Ne-am întors în Starea de Bine cu dr. Ionela Anghelescu, medic primar obstetrică ginecologie cu supra-specializare în medicina reproductivă de la clinica Embryos. Bun, am rămas la faptul că, îți povesteam, Ionela, și ceva mai devreme, am prieteni care au încercat să facă un copil, nu au reușit, în mod pe cale naturală, au ajuns la doctor într-un final. Ce se întâmplă acolo pe scurt, în momentul în care intri, pui piciorul în pragul cabinetului? Eu sper să-i întâmpine cineva cu zâmbetul pe buze și să le transmit un mesaj că suntem aproape de în călătoria asta infertilității și încercăm să-i ajutăm din tot sufletul să obțină un copilaș. Că... E foarte important să... Voi sunteți și terapeuți în același timp cumva, pentru că trebuie să-i susțineți din punct de vedere emoțional, să le oferiți sprijinul vostru psihologic de multe ori, nu? Cu siguranță. Trebuie să-i îndrumăm să formeze o echipă, pentru că au venit împreună ca și echipă și să nu uite de ce sunt aici cu noi, să obțină copilul mult dorit. Și atunci, vine un cuplu și începem să facem investigații astfel încât să avem un diagnostic corect al motivului pentru care nu se obține sarcina. Nu uităm niciodată să investigăm ambii parteneri, investigăm atât femeia, dar și bărbatul. Niciodată nu este de vină un partener. Tot timpul pot să fie cauze multiple, atât femeia să aibă, nu știu, trompele blocate sau și bărbatul să aibă ceva modificări ale parametrilor spermatici. Atunci trebuie să avem toate datele, să avem un diagnostic corect. Și mai important, trebuie să investigăm partenerii că sunt sănătoși și mai ales femeia că este sănătoasă și că poate obține o sarcină. Asta înseamnă, de exemplu, că o punem să facă inclusiv ecografie mamară, să știm că este totul ok. Babeș, Papa Nicolau, analize uzuale de rutină care să ne certifice faptul că femeia este sănătoasă și va putea rămâne însărcinată. Nu vrem să trecem peste probleme de sănătate și să ne focusăm doar pe problema de infertilitate. Și atunci, evaluăm atât starea de sănătate a partenerilor și, bineînțeles, și vom face teste care să verifice cauzele infertilității. Bun, am aflat care sunt cauzele și dacă nu de vină, niciodată nu e nimeni de vină, asta e natura, până la urmă n-avem ce să-i facem. Împreună și trebuie să rezolvăm problemele. Deși probabil se poate resimți un sentiment de vinovăție în momentul în care vin rezultatele analizelor, dar important este să ia cei doi de mână și să meargă mai departe cu ce le este dat. Așa ies rezultatele cele mai bune de fiecare dată, dacă se iau de mână și merg împreună pe drumul ăsta. Ce e de făcut în momentul în care au tot peisajul, știu exact ce nu funcționează? Care sunt următorii pași? Avem mai multe tipuri de tratamente, plecând de la inducția de ovulație, dacă femeia, de exemplu, nu ovulează. Dacă femeia este cu trompe blocate, va fi vorba de o procedură de fertilizare in vitro. Dacă spermograma va fi modificată, putem să discutăm despre inseminare sau despre o procedură de fertilizare in vitro. Nu orice tip de tratament sau orice indicație va ajunge către o procedură de fertilizare in vitro. Am înțeles. E bine de știut treaba asta. Da, este foarte important. Trebuie să știm că sunt și cupluri care nu au o cauză pentru care nu obțin sarcina. Dar sunt 20% din cupluri care nu au o cauză aparentă. Cu metodele de acum de diagnostic nu putem să identificăm o cauză și cu toate acestea nu putem trimite cuplul înapoi acasă și să spunem mai mergeți, mai încercați, ne vedem peste 2-3 ani. Și acolo trebuie să oferim soluții de tratament astfel încât să nu mai amânăm obținerea unei sarci. Cât de multe cupluri vin la tine și ajung și la fertilizare in vitro? Depinde de categoria, de vârstă, de patologie. Am putea spune că mare parte dintre cupluri ajung la o procedură de fertilizare in vitro pentru că până la momentul respectiv i-a urmărit un medic ginecolog care fie a monitorizat ovulația și a încercat să ajute cuplurile, adică au trecut prin niște etape ale diagnosticului corect și, bineînțeles, parte din tratament. Și atunci, dacă
au încercat terapii care nu au fost cu succes, pasul următor va fi o procedură de fertilizare in vitro. Ce înseamnă tratament în sine? Nu dăunător, poate că e prea mult spus, dar afectează cumva femeia și din punct de vedere emoțional și din punct de vedere fizic, așa este? Sunt și niște riscuri acolo. Emoțional, cu siguranță, pentru că este un tratament hormonal și poți să te aștepți să te enervezi mai tare, să izbucnești în plâns sau poți să nu ai absolut nimic. Am paciente care spun: a, n-am simțit nimic, a fost așa de ușor, au fost 10 zile de tratament, pentru că, să fim sinceri, tratamentul nu se întinde la nesfârșit. Tratamentul pentru o procedură de fertilizare in vitro se întinde pe aproximativ 10 zile, se face un tratament injectabil. În astea 10 zile, să zicem că e o perioadă mai sensibilă prin prisma emoțiilor prin care trec cuplurile. Cred că este stresant inclusiv pentru partener, pentru că el, nefăcând injecții, nu poate să ajute decât să fie acolo alături de partener. Să susține. Trebuie să fie foarte conștienți de treaba asta și domnii, pentru că e o perioadă în care poate nu că răbufnirile sunt ca așa își dorește ea, ci din cauza tratamentului. Ce înseamnă fertilizarea in vitro cu ovocite donate și când este recomandată această fertilizare in vitro cu ovocite donate? Fertilizarea in vitro înseamnă, ca și definiția a termenului, obținerea embrionului în afara organismului. Și atunci avem nevoie de ovocite și respectiv de spermatozoid. Un ovocit împreună cu un spermatozoid vor forma un embrion. Embrionul se formează în afara organismului, în incubatoare speciale și odată dezvoltat până în stadiu de embrion de ziua a cincea, îl transferăm în uterul femei. Dacă avem ovocite proprii și femeia are o rezervă ovariană bună, atunci este vorba de FIV standard pe care știe toată lumea, sau în situația în care femeia nu mai are rezervă ovariană, va apela la o donatoare de ovocite. Bineînțeles, folosind spermatozoizii partenerului. Ăsta este FIV-ul cu ovocite donate. Este sub anonimat donatorul, nu? Donatoarea de ovocite, da, este anonimă. Atenție! Există și donori de spermă. Asta și acolo voiam să ajung, da. Există și donori de spermă, adică sunt situații în care partenerii vor avea un diagnostic de azoospermie, adică nu se găsesc spermatozoizi nejaculați și, să zicem că nici în urma biopsiei testiculare nu obținem spermatozoizi, atunci vom apela la un donor de spermă. Sunt deschiși oamenii care vin către această procedură să facă treaba asta? Au reticențe, îi frământă anumite lucruri? Cu siguranță că nu este un pas ușor de făcut. Datoria noastră este să informăm ce șanse de succes au și ce implică lucrul acesta. Evident că nu o să ia nimeni o decizie de la prima consultație. Noi trebuie să le explicăm, să le dăm răgaz să decidă și apoi să se sfătuiască acasă dacă merg să facă pasul acesta. Fie să apeleze la o donatoare de ovocite, fie la donator de spermă, în funcție de necesitățile cuplului. Cât timp să mergi și să tot încerci? Cam care este perioada recomandată până când să zicem că cuplurile ar merge să renunțe? Apropo de tratamentele de fertilitate, este datoria medicului specialist să informeze cuplul dacă merită să încerce următoarea procedură, pentru că trebuie să tot timpul să informăm corect cuplul despre șansă, rată de succes versus costul eventual, sau, apropo, și de starea de sănătate, tot timpul trebuie să evaluăm rată de succes versus efecte secundare și așa mai departe. Și atunci noi îndrumăm cuplu, mai încercăm următoarea procedură, putem să schimbăm lucruri sau, din contră, nu mai încercăm cu ovocitele dumneavoastră pentru că sunt de slabă calitate sau nu sunt suficiente ca și număr, vă recomandăm să mergem pe ideea de ovocite donate. Sau, din contră, dacă spermatozoizii sunt de foarte slabă calitate, vă sfătuim să mergem pe ideea de donor de spermă. Sunt cupluri care s-au oprit aici și au zis nu, până aici, nu mai mergem pe partea de donatori de ovocite sau de spermatozoizi. Da, se întâmplă. Se întâmplă să renunțe, că sunt situații în care cuplurile au acasă un copil și vor să încerce să obțină al doilea copilaș. De regulă, aceștia renunță cel mai ușor, spun că ok, am încercat să obținem al doilea copilaș, dacă nu e să fie, renunțăm și ne oprim aici. Sau sunt cupluri care
au nevoie de o perioadă mai lungă de gândire și într-o primă instanță zic că nu vrem să mergem să facem pasul acesta, poate chiar încearcă cu ovocitele proprii sau cu spermatozoizii proprii și apoi se conving încet încet că va fi o, că va fi o variantă bună pentru ei. Așa, în final, ce le transmitem cuplurilor care se confruntă cu infertilitate ca să treacă mai ușor prin procesul ăsta? Să treacă împreună. Exact cum am spus mai devreme, să se ia de mână și să treacă împreună peste partea asta de tratament, pentru că este o încercare, inclusiv a cuplului. Să treacă cu bine peste asta. Și cum e ca doctor să fii de partea cealaltă? Să-i vezi pe unii oameni că se bucură, alții pleacă cu lacrimi în ochi din cabinet? Și eu sunt la fel, cu un ochi plâng și cu un ochi râd. Am o pacientă în cabinet care obține sarcina și mă bucur că confirm sarcina și următoarea consultație este o pacientă care n-a reușit să obțină sarcina și pentru că mă doare sufletul, dar trebuie să mergem mai departe, tocmai pentru a-i ajuta. Ionela, îți mulțumim din suflet. Dr. Ionela Anghelescu, medic primar obstetrică ginecologie cu supra-specializare în medicina reproductivă de la clinica Embryos, a fost alături de noi cu toate informațiile în starea de bine. Mulțumim mult de tot și sperăm să ne auzim cu bine și cu cât mai multe reușite. Cu drag, sper că v-am fost de folos. Cu mare drag, seară frumoasă!